Vă spun un bun venit în casa de închinare a lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că ați venit în acest loc. Mulțumim și celor care au venit ca să cânte. Le spunem și lor un bun venit și musafirilor noștri de la ADRA. Și dorim ca Dumnezeu să fie alături de noi în cadrul acestui serviciu divin. Vă invit în numele Domnului Hristos la deschiderea acestui serviciu divin să cântăm împreună imnul 44. Tată iubit, te adorăm! Ne vom ruga împreună. Tată bun, venim înaintea Ta în această după-amiază să-ți mulțumim pentru privilegiul de a fi împreună în acest loc. Te invităm, Tată bun, să fii prezent în locul acesta și să te descoperi nouă prin muzică, să ne faci să ne apropiem de Tine și unii de alții prin acest limbaj al muzicii. Cerem toate acestea în numele lui Iisus și îți mulțumim pentru tot. Amin.
Ecranul meu arată că e pornit. Se aude? Ok. Am să mă repet. Ați ascultat un largo de Tommaso Albinoni. Tommaso Albinoni a fost un compozitor italian născut cu 7 ani înaintea lui Vivaldi, care Vivaldi s-a născut cu 7 ani înaintea lui Bach. I-am menționat pe amândoi pentru că vor urma și piese de Vivaldi și piese de Johann Sebastian Bach. A fost ca o rugăciune în care dirijorul orchestrei Promuzica, Ionel Pascu, vede totodată sentimente de mulțumire pentru că trăim o nouă primăvară după 2 ani de pandemie și de fapt a fost o perioadă în care orchestra Promuzica a avut o lungă pauză. Muzica e formată din sunete și din pauze, așa că după o pauză mai lungă, orchestra Promuzica are un concert aproape plin astăzi. Avem motive să ne bucurăm și de primăvară, avem motive să ne bucurăm și de muzică. Vor urma alte câteva piese muzicale foarte frumoase, majoritatea din baroc. Trebuie să vă spun pentru cei care ați urmărit anunțul de pe Facebook că vor exista câteva mici schimbări în program din motive independente de voința dirijorului și a orchestrei. Da, organistul programat să fie astăzi cu noi s-a îmbolnăvit, așa că programul a suferit unele ajustări. În locul lui Alex Simion o avem pe Sara Nidelcu. Mulțumim, Sara! Așa cum s-a menționat, va fi și un invitat de la ADRA Armenia, dar în continuare aș vrea să prezint piesa următoare, care va fi un concert pentru 3 violine și orchestre de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, mulți ați auzit probabil măcar unul dintre anotimpurile scrise de Vivaldi, nu este tocmai un necunoscut. Vivaldi a trăit la Veneția, era preot, îi se spunea preotul roșu datorită părului roșcat pe care l-avea și cea mai mare parte a vieții lui a trăit într-un orfelinat de fete, se numea Ospedal de la Pieta, unde se ocupa de educația muzicală a acestor fete orfane. Acum nu știu dacă vă mai aduceți aminte de orfelinatele comuniste care au făcut titlurile media în anii 1990. Poate că unii vă mai amintiți. În orfelinatele din România erau foarte mulți orfani care cum se manifestau? Printr-un legănat dintr-o parte într-alta cu o profundă involuție intelectuală și sigur nu ne-a făcut un nume bine românilor la nivel internațional aceste orfelinate din România care erau, mă rog, o imagine a României spre sfârșitul secolului 20. În mod surprinzător, orfelinatul lui, unde activa Vivaldi, era un orfelinat la care fetele se pare că se simțeau foarte bine. Fiecare fetiță cânta la cel puțin un instrument. Multe dintre ele cântau la 3-4 instrumente și concertele orfelinatului erau atât de bine cunoscute încât turiști din toată Europa care vizitau Veneția considerau o atracție importantă și o obligație culturală să vină să asculte fetele. Aceste fete nu erau niște traumatizate psihic, dimpotrivă, se pare că erau mulțumite și știm că Vivaldi le aprecia foarte mult. Marele dramaturg Carlo Goldoni, care a colaborat cu Vivaldi scriindu-i câteva texte, a avut o discuție în care Goldoni explica că el e pretențios și Vivaldi imediat s-a supărat și a spus, adică ce vrei să spui, că fetele mele nu știu să cânte? Era foarte mândru de fetele lui. Și în cei, cred că au fost peste 2 decenii în care Vivaldi a lucrat acolo, a scris sute de concerte pentru aceste fete, cele mai multe pentru o vioară și orchestră, unele doar pentru orchestră de coarde. Uneori, pentru că probabil avea multe violoniste talentate, a scris concerte pentru 2 viori și orchestră,
Sunt câteva pentru patru viori și orchestră și se pare că există unul singur pentru trei viori și orchestră, cel pe care îl veți asculta acum în fa major. Nu vreau să vă răpesc din timp, aș vrea doar să vă spun că Vivaldi este printre cei care au definitivat genul concertant, genul concertului pentru instrument solist și orchestră, și concertul clasic este format din trei părți, una rapidă, una lentă și o parte rapidă la încheiere. Acest concert este și el structurat așa, dar așa cum veți vedea, are o construcție foarte interesantă a părții celor trei viori. Sigur, ele se numesc vioara întâi, vioara a doua și vioara a treia. Dar dacă în limbajul popular a cânta vioara a doua înseamnă să fii cumva pe un loc mai puțin important, cele trei viori au egală importanță. Fiecare preiau melodia de la una la alta, uneori două dintre ele creează acompaniamentul pentru celei de-a treia. Și cred că, din punctul meu de vedere, cireașa de pe tort este partea a doua, care este construită extraordinar de interesant, într-un mod unic în toată literatura concertistică pentru una sau mai multe viori. Cele trei viori soliste cântă fiecare altceva în mod unic, o vioară cântă o melodie simplă, frumoasă, accesibilă, o vioară o acompaniază în pizzicato, adică ciupind corțile viorii ca și cum ar fi o chitară, fără să folosească arcușul, iar a treia vioară creează un acompaniament arpegiat cu arcușul, astfel încât sunt trei viori, fiecare face altceva și fiecare este unică și fără ea nu ar suna la fel. Să ne bucurăm de acest concert pentru trei violine și orchestră. Solistele vor fi Iuliana Ghiduc, Loredana Vișan și Vlad Niculiță. Dirijorul orchestrei Promuzica, Ionel Pascu. Audiție plăcută, apoi va urma invitatul de la ADRA.
Thank you.
I'm the devil. Good evening. Bună My name ziua. Is David. Numele meu este David. David Dunn. I come from Southern California. Și vin din California, din sudul ei. Before I moved to Southern California, I lived in Dallas, Texas. Thank you. Înainte să mă mut în sudul Californiei, am locuit în Texas, în Dallas. My pastor's name was, or at that time was Eddie Petreca. Pastorul meu din Texas de la acea vreme era Petreca. I haven't picked up the Romanian accent correctly. N-am prins încă accentul românesc corect. Do you recognize the name? Vă sună cunoscut numele pastorului? Yes. He was my pastor for 13 years. A fost pastorul meu aproximativ 13 ani. And by his influence, in large part, I have made this trip to visit your lovely country. Și datorită influenței pe care el a exercitat-o asupra mea, în mare parte, am făcut vizita de acum în România. I need to also mention that I have a son that lives nearby in the Czech Republic. Trebuie să vă spun că am și un băiat care locuiește relativ aproape de România, în Cehia. I've been asked to share with you the message for this evening. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră mesajul din această după-amiază, în această seară. I was a pastor in the United States for about 20 years. Am fost pastor 20 de ani aproximativ în Statele Unite. And I've also been a missionary in several countries in the Middle East and the former Soviet Union. Și am fost și misionar în mai multe țări, în fosta Uniune Sovietică și în Orient. I'm a product of missionary parents. My parents were missionaries. Și părinții mei au fost tot misionari. And I grew up in countries like Burma and India. Și am locuit în și în țări cum sunt India de pildă, Burma. Burma, yes. Myanmar. Myanmar is what it's called today. So, I'm very thankful to be here this evening and to share this time together with you in worship. Sunt încântat să fiu plăcut surprins să fiu cu dumneavoastră în această seară și să ne închinăm împreună. Would you bow your heads as we begin and let us pray? V-aș invita să plecăm capetele și să facem o scurtă rugăciune. Thank you, Heavenly Father, for our time together here. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, pentru timpul pe care îl petrecem împreună aici. Thank you for the Sabbath where we can have a day of rest. Îți mulțumim pentru ziua de sabat, care este o zi de odihnă. Where we remember your great acts in the past. Și în care să ne aducem aminte de marile tale fapte din trecut. We are reminded of the gift of your Son, Jesus Christ. Și mai ales să ne aducem aminte de darul nespus de valoros al Fiului Tău. And as we open your word tonight, we ask for your blessing. Și în timp ce deschidem acum cuvântul tău, cerem binecuvântarea ta. You know each person here. Tu știi mai bine fiecare persoană de aici. And meet us at the point of our need. Și te rugăm ca acest cuvânt să corespundă nevoii fiecăruia. In Christ's name, I pray. În numele Domnului Hristos te-am rugat. Amen. Amin. The message I want to share with you this evening is entitled "The best is yet to come." Mesajul din această seară pe care doresc să-l împărtășesc are titlul "Cei mai bun urmează să vină." Sau e în viitor. For when you get to my age, I'm 68 years old, you begin to think that all the best times happened in the past. Dacă o să ajungeți la vârsta pe care o am eu de 68 de ani, o să vă gândiți că tot ce a fost mai bun a fost în trecut, când erați tineri. But the best is yet to come. Dar să știți că ceea ce e mai bun, ceea ce e de dorit, de-abia de acum încolo urmează. 50 years ago, acum 50 de ani, there was a space probe
that was launched by NASA. Acum vreo 50 years. 50. Acum vreo 50 de ani în urmă, NASA a lansat o navetă spațială. The rocket or the spacecraft was called the Pioneer 10. Racheta propulsoare s-a numit Pioneer? Pioneer 10, number 10. Pionier numărul 10. Its purpose was to fly by Jupiter. Urma, planul era să zboare spre planeta Jupiter. Take a couple of selfies. Take a couple of photos. Să ia niște imagini, să înregistreze niște imagini. Send them back to Earth. Să le trimită aici pe Pământ. Before this time there had been no rocket that had gone past Mars. Și până la acea dată nu existase nicio rachetă, nicio navetă spațială care să depășească planeta Marte. And Pioneer accomplished its mission, but much more. Dar această rachetă și-a îndeplinit misiunea și chiar mai mult decât era planificat. It flew past Jupiter. A trecut de planeta Jupiter. And it raced out into the Milky Way. Și a pătruns în Calea Lactee. 1 billion miles it passed Saturn. Și a mers 1 milion de kilometri. 2 billion miles it went past Uranus. 2 miliarde, apoi 2 miliarde. Then it went past Neptune and Pluto. A trecut și de Neptun, apoi de planeta Pluto. More than 4 billion miles. Aproape 4 miliarde de mile. Now it is more than 8 billion miles out into space. Acum se pare că este foarte departe în spațiu după atâta timp, spre 8 miliarde. I have a car that just went past 125,000 miles. Am o mașină care a depășit la kilometraj 125 de mii de mile. Asta e mai mult decât kilometri. Yeah, I don't know kilometer. So you have this incredible distance. Deci această rachetă, navetă a ajuns la o distanță incredibilă. The life expectancy of this spacecraft was 3 years. Se aștepta ca această navetă să funcționeze vreo 3 ani. It is still sending back signals today. Încă sau și astăzi, după atâta timp, încă trimite semnale de more unde este. More than 8 billion miles. Deci la mai mult, la distanță de mai mare de 8 miliarde de mile. Did you wake up this morning wanting to be an interstar traveler? Acum de dimineață când v-ați trezit, dacă v-ați fi văzut călătorind printre stele, what would it be like to visit other planets or other galaxies? Cum ar fi fost să vizitați alte planete, alte galaxii, alte constelații? We would be happy just to go down to Constanta, isn't that? That would be enough, wouldn't it? Ne gândim că ar fi suficient dacă ne-am duce până la Constanța. There are some sermon topics that create anxiety. Sunt anumite subiecte de predică care creează neliniște, anxietate. I bypassed a topic on death and dying for tonight. Aseară am spus ceva, am avut o prezentare despre moarte. I decided not to preach on the judgment. Și m-am hotărât să nu predic în legătură cu judecata. When was the last sermon you heard on the subject of hell? Când a fost ultima predică pe care ați auzit-o de pildă despre iad? I don't know why, but some people think they would like to hear a sermon on the time of trouble. Nu știu de ce, dar unii se bucură și și-ar dori să audă o predică despre timpul strâmtorării. I don't have one tonight. Nu am așa niciuna din acest tip de predici sau de prezentări în această după-amiază seară. But if you look at each of these topics, they're related to one event. Dar toate aceste subiecte de care am amintit anterior sunt legate de un eveniment, toate. The subject they're related to is the second coming of Jesus. Și toate aceste subiecte sunt legate de doctrina sau de subiectul revenirii sau a doua venire a lui Isus. In our effort to get along in life,
în efortul nostru de a reuși în viață, de a progresa. In our effort to keep things under control. În efortul nostru de a menține echilibru, de a ține lucrurile sub control. We try to avoid certain ideas or topics. Încercăm să evităm, să nu discutăm, să nu ne ducem aminte de anumite lucruri. And then we are confronted by natural disaster. Și apoi se întâmplă să fim, de exemplu, confruntați cu dezastre naturale. There's a man-made tragedy that occurs. Sunt tragedii umane care se întâmplă. And it brings us back to reality. Și atunci când acestea au loc, ne readuc la realitate. And we're reminded how fragile our lives are. Cu acea ocazie ne aducem aminte cât de fragilă ne este viața. The problem is we have no way of predicting when these things can occur. Problema este că nu putem prezice, nu putem prevedea când aceste dezastre lovesc. We entered the 21st century anticipating great things. Ne-am imaginat că secolul 21 va aduce lucruri mari. It's a modern generation. Că e o generație modernă, nouă. I feel old when I realize how many changes have occurred in my lifetime. Eu sunt un om în vârstă și sunt minunat câte modificări, schimbări s-au produs în viața mea. When I was teaching in Pakistan in 1974, în 1974, când predicam în Pakistan, I had to send an important message to my parents. Am trimis un mesaj foarte important părinților mei. The fastest thing I could find was the telegraph. Și ca să trimit mesajul, cel mai rapid mijloc de trimitere a mesajului a fost un telegraf. That sounds old. Sună destul de vechi, de modat. Everything has changed. Multe s-au schimbat, totul s-a schimbat. When the fax machine came, I thought it was a revolution. Când a apărut mașina faxul, mi s-a părut că e o mare revoluție. Now we have cell phones. Acum avem telefoane celulare. Instagram. Zoom. Știți ce este? Do you know what I'm talking about? Oh my. You know, thousands of years ago, Daniel foretold these events. Cu mii de ani în urmă, Daniel a prezis aceste schimbări, aceste modificări. Knowledge would increase. Spunea că cunoștința va crește. People would travel to and fro. Oamenii vor călători într-o parte în alta. As you can tell, I've done a little bit of to-ing and fro-ing in my lifetime. Și pot să vă spun că eu am fost unul dintre aceștia care a călătorit ceva în viața lui. It doesn't take a rocket scientist to understand Daniel's prophecy. Nu trebuie să fii un om de știință în domeniul rachetelor spațiale ca să înțelegi ce spune Daniel în profeția lui legat de dezvoltarea cunoștințelor. Today we are living at momentous times. Trăim momente importante, relevante astăzi. Catastrophic world events. Trăim în timpul unor evenimente pline de catastrofe. Life is complicated. Viața e complicată. And we're all trying to cope. And we're all trying to adjust. Și toți încercăm să facem față evenimentelor. It's very easy to become desensitized. Este foarte ușor să te desensibilizezi, adică să nu-ți mai pase, să nu-ți mai pese. Some of us may be suffering from end-time information overload. Suntem copleșiți de informație și poate unii dintre noi sunt supraîmpovărați de abundența de informație. I'm giving them a good challenge here. Very, you're doing very well. You don't know. We hear about wars and rumors of wars. Auzim de războaie, vești de războaie. Disease and pestilence. De boli, de diferite ciumi. Earthquakes and nature gone crazy. De cutremure și de fenomene ale naturii care parcă au scăpat de sub control. The moral decline of society. O scădere, un declin al societății. With all of these events going on around us. Cu toate aceste evenimente care se întâmplă în jurul nostru. What does it cause you to think about?
Dumneavoastră la ce vă gândiți? Ce vă trece prin minte? Things that were foretold years and years ago are happening as front page news. Așa cum spuneam, lucruri care au fost spuse cu ani și ani în urmă, acum apar pe paginile ziarelor. I don't know about you. Nu știu cum sunteți dumneavoastră. But when Sabbath comes around and I sit down in my chair. Dar când Sabbath comes around. Când vine sabatul și mă așez în fotoliu, în scaunul meu, I sit down in my chair and I just want to relax. Mă așez în scaun, în fotoliu și vreau să mă relaxez. I want to tune out all of the negativity that's going on around me. Și vreau să îmi dispară din minte tot ce este negativ și care a fost în mintea mea până la apariția, până la venirea sabatului. And I want hope and comfort for my life. Și sper ca să am în viața mea și să îmi rămână în viață speranță și mângâiere. I'm going to talk about the second coming. You probably figured that out. Sper că înțelegeți că vreau să vă vorbesc despre a doua venire. So I'm asking you to share just a few more moments of this evening with this subject. Și aș vrea să fim acum un pic atenți și câteva clipe sau câteva momente să vorbim despre acest subiect. Our subject has to do with the topic the Advent. Subiectul nostru se concentrează pe cuvântul Advent. And if you look at our name, it's right there in our name, isn't it? Și dacă priviți la numele nostru, Advent este numele nostru, adventiști, Advent, Biserica Adventistă. Should we still use the Advent part of our name? Mai folosim noi această parte a numelui nostru de Advent, adventiști? If the Adventist Church went for another 100 years, should we take it out? Dacă Dumnezeu va mai îngădui și pământul ăsta va mai dura 100 de ani, credeți că în numele bisericii se va mai păstra cuvântul adventist, Advent? We've been saying it for years. Generations, we've been saying. Îl rostim, îl spunem, îl purtăm cu noi de generații. We've been repeating it. Îl tot repetăm. Jesus is coming, we sing it. Noi spunem, Iisus vine, Iisus revine. We've grown accustomed to this sound. Și am început să ne obișnuim cu acest sunet, cu acest mesaj. Coming again, coming again. Vine din nou, vine din nou. Să și când. You've heard it? Vă aduceți aminte sau ați uitat? It no longer awakens us. Sau lucrurile astea, cuvântul ăsta nu ne mai trezește sau nu mai trezește nimic în noi. My grandparents believed it. Bunicii mei credeau în revenirea Domnului Hristos. My parents were sure it was going to happen in their lifetime. Părinții mei erau siguri, convinși că revenirea va fi în timpul vieții lor. Generations of Adventists have come and gone. Generații de adventiști au trăit și au murit. They expected to see Jesus descending in the clouds of glory. Și ei s-au așteptat să-L vadă pe Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. But here we are. Și iată ne-a ajuns și aici. Will Jesus return during our lifetime? Se va întoarce sau va reveni Iisus Hristos în timpul vieții noastre? Is there an identity crisis in our church today? E posibil sau există o criză de identitate din acest motiv în biserica noastră astăzi? Is Jesus return imminent? Este Iisus, revenirea lui Iisus Hristos este iminentă? Or should we ask the trumpets to lower their tone just a little bit during that song? Sau ar trebui ca acele cântări care anunță revenirea lui Iisus Hristos să fie mai domole, așa, să nu cântăm chiar cu atâta efervescență? Whether we like it or not. Fie că ne place sau nu. Regardless of our personal opinions. Indiferent de ce părere, opinie avem noi, the outcome won't change whether Jesus is coming again or not coming. Not coming. Nimic nu se va întâmpla, adică nu va afecta opinia noastră revenirea lui Iisus Hristos. When was the last time you seriously thought about it?
Când a fost ultima dată când v-ați gândit în mod serios la revenirea lui Iisus Hristos? If Jesus is coming again, how has it affected your life? Cum afectează viața dumneavoastră gândul că Iisus Hristos vine curând? Why hasn't Jesus returned? De ce nu s-a întors Iisus Hristos până acum? Is it because the angels don't know the way back to earth? E cumva că îngerii nu mai știu care e drumul înapoi spre pământ? Is it because Jesus is no longer interested in returning? Sau Domnul Hristos nu mai e interesat să revină? I believe God is longing for the day. Eu cred că lui Dumnezeu este dor de ziua aceea, de ziua revenirii. When the saved will gather outside the city, când cei mântuiți vor fi strânși sau se vor strânge în afara cetății, and the heavenly gates will open wide, și când porțile noului Ierusalim ale cetății se vor deschide larg, and God will say to us, "Welcome home, children." Domnul Hristos ne va spune: bun venit, copiii mei. This is the place I have prepared for you. Acesta este locul pe care l-am pregătit pentru voi. Do we want to go to heaven? Ne mai dorim noi să ajungem acolo, adică în cer? You know the song, "In the sweet by and by." Știți cântecul? Mult timp nu va mai fi. You know, we think of it as happening sometime in the future. Ne gândim că se va întâmpla cândva în viitor. You know the text I'm going to read next is 2 Peter 3 verse 9. Cred că știți textul din 2 Petru. 2 Peter 3 verse 9. 3:9. The Lord is not slack concerning his promise. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, as cum cred unii, as some men count slackness. Okay. But is long suffering to us. Ci este îndelung răbdător pentru noi. Not willing that any should perish. Și dorește ca niciunul să nu piară. But that all should come to repentance. Toți să vină la pocăință. It says the Lord is not slack concerning his promise. În ceea ce privește făgăduința lui, textul ne spune că Domnul Iisus nu întârzie. His promise will not fail. Că promisiunea lui nu va eșua. What promise is that? Ce promisiune e aceasta? I come soon. He's coming again soon. Că el vine din nou curând. It says, why is he not slack? De ce nu întârzie el? He is long suffering. Pentru că e îndelung răbdător. What is long suffering? Ce e aceasta, îndelung răbdător, suferă îndelung? When you look at this picture, who really is doing the waiting? Dacă ne uităm așa cu ochii noștri la scena asta până la revenirea Domnului Hristos, de fapt cine duce greu sau cine suferă? Are we waiting or is the Lord waiting? În această perioadă până la revenire, noi suferim sau el suferă? Are we being so patient with him? Suntem noi la fel de îndelung răbdători ca el? Are we being so good with him? Suntem noi la fel de buni cu el? We're allowing him all the time that he needs in order to make up his mind. Suntem noi dispuși să-i oferim lui suficient timp ca să se hotărască? Who is patient? Cine are răbdare? The Lord. Domnul is patient. El are răbdare. He is long suffering to us. El este îndelung răbdător pentru noi. Why? De ce? Not willing that any should perish. Pentru că el dorește ca niciunul dintre noi să nu piară, să nu moară. Jesus said, "I haven't come to condemn." Iisus spunea: "Eu n-am venit ca să vă judec, să vă condamn." I have come to bring salvation. Ci eu am venit ca să vă aduc mântuirea. And so the Lord is extending this time. Așa că Dumnezeu îngăduie ca timpul acesta să fie mai lung. Because he wants us to be with him. Pentru că el dorește ca noi cu toții să fim cu el. He's extending his own suffering.
își permite, dacă putem zice așa, își întinde suferința, suferă încă acolo în ceruri. To see death and war and destruction. Și lucrurile astea de pe pământ, distrugeri, războaie și toate nenorocirile îl dor. And God is extending the time so that we will not perish. Și totuși extinde timpul până la revenirea lui din cauza noastră, ca noi să nu murim, să nu pierim veșnic. When I read this text, când am citit acest text, it's interesting because who is this being directed to? E interesant, cui este adresat versetul din 2 Petru? Is it directed to the world? Este adresat celor din lume, necredincioșilor? It's written to us, the church. Nu, este scris pentru noi, pentru biserica creștină. Peter's not writing to Gentiles. Petru nu a scris păgânilor sau celor din afara poporului lui Dumnezeu. He's writing to converted Christians. Ce a scris-o unor creștini convertiți. He's writing to the church of all ages. A scris pentru biserica de-a lungul veacurilor, care va exista de-a lungul veacurilor. That means he's writing it to me and to you. Asta înseamnă că acest text ni se adresează și nouă, mie și dumneavoastră. There is a danger that we could be lost. Există pericolul ca noi să ne pierdem viața veșnică. And if there is any chance of me being lost, și dacă există cea mai mică șansă ca eu să fiu pierdut, it would be by my own choosing. Asta se va datora doar alegerii mele. And it comes down to this. Și ajungem la asta. Simply put, spus într-un mod simplu, my pride and my self-sufficiency. Depinde de mândria mea și de autosuficiența mea. My unwillingness to allow Christ to take control. Dacă depinde de lipsa mea de dorință de a lăsa pe Iisus Hristos să-mi conducă viața, să mi-o controleze. My unwillingness to be humble before the Lord. Depinde de lipsa mea de dorință de a-L face pe Domnul Iisus Hristos Domnul vieții. In Numbers, the Old Testament, the book of Numbers. În cartea Numeri din Vechiul Testament, the Lord tells Moses to send some people into the land of Canaan. Moise trimite niște iscoade în țara Canaanului. So they chose 12 princes. Așa că alege 12 căpetenii ale poporului. Their job was to go into Canaan and to spy the land. Și scopul lor era să meargă în țara Canaanului și să spioneze condițiile de acolo. 40 days later the spies return. După 40 de zile acești spioni s-au întors. Two of the men are carrying pomegranates and grapes and fruit. Da, ei au venit cu struguri, cu tot felul de fructe și produse care se găseau în țara Canaanului. They might have even brought polenta and zarkuski. Mămăligă, da, din punctul meu de vedere poate a fost și mămăligă și zarkuscă. And they report back to the people. They report. Și au adus un raport. And they say poporului. The land is filled with milk and honey. Și au spus că țara e minunată, e plină de lapte și miere. And then the rumor spreads. Și au început apoi diferite diferite zvonuri. There are giants in the land. Da, sunt și giganți acolo. Now the Lord can oameni uriași, adică. The Lord can open the Red Sea. Dumnezeu a putut să deschidă Marea Roșie ca să trecem. The Lord can destroy Pharaoh's army. Dumnezeu a putut distruge armata lui Faraon. But can the Lord stand up against giants? Dar oare o putea Dumnezeu să se lupte și să biruiască și pe acești uriași? Let's jump in our cars and rush back to Egypt. Haideți repede să ne suim în mașinile noastre și să ne întoarcem în Egipt. Let's go back to slavery. Haideți să ne întoarcem din nou în sclavia Egiptului. And Jacob and Joshua and Caleb they declare as the Lord promised he will give us the land. Și vocile lui Caleb și a lui Iosua s-au auzit și au spus să ne încredem în Dumnezeu. It all comes down to this. Și totul se reduce la acest lucru.
They couldn't accomplish their own deliverance. Ei nu au putut să realizeze sau să ducă la bun sfârșit eliberarea lor. They couldn't provide for their own salvation. Ei nu au putut să se ajute singuri în ceea ce privește salvarea. They couldn't be victorious. Ei n-au putut fi biruitori până la capăt. Without the intervention and the grace of God. Și n-ar fi putut face nimic dacă harul, mila lui Dumnezeu nu ar fi fost cu ei. 40 years of wandering. Le-a trebuit apoi 40 de ani de pribegie. And they come back again. Și apoi au revenit de acolo unde plecaseră cu 40 de ani înainte și murmuraseră. And it's time for them to enter the promised land. Și era timpul ca ei să intre în sfârșit în țara promisă. This is what the pen of Ellen White writes. Iată ce spune Ellen White în pana inspirată. The Lord is ready to pour the latter rain on his people. Dumnezeu este pregătit să reverse ploaia târzie asupra poporului său. It is time to enter Canaan. Este timpul ca poporul său să intre în Canaan. Let us prepare the way. Haideți să pregătim calea. So that the Lord will pour the latter rain on us. Așa încât Domnul să poată revărsa asupra noastră ploaia târzie. And we can enter the promised land. Și să putem astfel intra în țara făgăduită. This is the third angel's message. Aceasta este din solia îngerului al treilea. It is the message that will take us as God's people into Canaan. Este mesajul care ne va duce pe noi poporul lui Dumnezeu în Canaanul ceresc. The Lord has brought us to where we are today. Dumnezeu ne-a adus până aici. He has brought us to the very borders of Canaan. Ne-a adus până la granița, până la hotarul Canaanului. And brothers and sisters, it is high time for us to enter the promised land. Și frați, surori și frați scumpi, este timpul ca noi să intrăm în Canaanul ceresc. Are there problems in the church? Există probleme în biserică? Of course there are. Sunt, desigur. But is Jesus still the captain of our church? Dar Isus încă este conducătorul, domnul bisericii. He has promised that this ship will reach the other shore. El ne-a promis că ne va trece pe partea cealaltă. Though the storms come and the distractions come, dacă vânturi puternice, furtuni vor veni, distrugeri vor veni, as we are connected with Jesus, dacă noi suntem într-o legătură cu Hristos, într-o relație cu Hristos, nu contează, no matter what may come, nu contează ce se va întâmpla. We will make it to heaven. Noi vom reuși să ajungem în cer. God is raising up a people in the world today. Dumnezeu pregătește un popor în lumea de astăzi to preach the gospel message. Ca să predice mesajul Evangheliei. A people that will prepare the way for the Lord's return. Și acest popor va pregăti calea pentru revenirea Domnului Hristos. If we aren't joined to the Lord, dacă noi vom sta alături, împreună, strâns uniți cu Isus, if we don't allow Jesus to take control of our lives, și dacă noi vom permite lui Isus să ne ia controlul vieților, there will come a time where we will no longer want to do the will of God. Vom ajunge la un moment dat în care noi nu vom mai dori să-i permitem lui Isus să ne conducă. Jesus is the author and the finisher of our faith. Iisus este plinitorul și continuatorul și desăvârșitorul credinței noastre. He is our righteousness. El este neprihănirea noastră. He is the Lamb of God, our Redeemer. El este mielul și răscumpărătorul nostru. He is the resurrection and the life. El este învierea și viața. He is the captain of our salvation. El este capitanul mântuirii noastre. He is our deliverer, our redeemer. Este eliberatorul și răscumpărătorul nostru. He is the only way that you and I are going to get to heaven. El este singura cale prin care noi, eu și dumneavoastră, putem ajunge la cer. How will the world know that we are disciples of Jesus? De unde știe lumea că noi suntem ucenicii lui Isus? When we have love one for another.
Răspunsul este atunci când oamenii vor constata că noi ne iubim unul pe altul, avem dragoste unul față de celălalt. The day of the Lord is near. Astăzi putem spune că revenirea Domnului Hristos este mai aproape. And let us come together. Și haideți să ne unim, să strângem rândurile, să fim împreună. We are at the borders of Canaan. Asta pentru că suntem chiar la hotarele Canaanului. And I want to go to heaven with you by my side. Și aș dori să merg împreună cu dumneavoastră în Canaan. It's not about us. Nu e vorba de noi. It's all about Jesus. Totul se reduce la And that's totul depinde și totul este despre Isus. And that's why we need this message of righteousness by faith. Și de aceea avem nevoie de acest mesaj al neprihănirii prin credință. No matter how old or how young you might be. Nu contează cât de tânăr sunteți sau cât de în vârstă. No matter how good or how bad things may become. Nu contează cât de bine sau cât de bune sunt lucrurile acum sau cât de rele se vor dezvolta, vor deveni. Brothers and sisters, the best is yet to come. Frați și surori, mesajul cu care vreau să termin și pe care vreau să-l rețin este că ce e cel mai bun este în viitor. Thank you. Vă mulțumesc. În primul rând, orice ocazie muzicală de felul acesta ar trebui să fie audiată cu bucurie, cu plăcere și de bunăvoie, așa că dacă cineva a obosit și dorește să retragă, e de preferat să o facă acum decât în timpul muzicii. Aș vrea să introduc următoarele două piese. A doua va fi o prima parte dintr-un concert de Antonio Vivaldi pentru orchestră de coarte, catalog Vivaldi 156, o piesă foarte frumoasă, cu o diversitate de ritmuri, inclusiv sincope. Dar prima piesă va fi o parte dintr-o partită a unui compozitor mai puțin cunoscut pentru mulți dintre dumneavoastră și dați-mi voie 3-4 minute să încerc să-l introduc și o să pornesc puțin mai de departe ca să înțelegeți despre cine este vorba. Nu întotdeauna mari savanți și mari artiști au fost și profesori extraordinari. De fapt, există o poveste pe care o spun adesea despre Isaac Newton, care a fost un geniu incontestabil al matematicii și științei occidentale și a întregii omeniri. Capacitatea lui intelectuală era absolut remarcabilă și probabil că e printre primii 10 care au trăit vreodată. Dar Newton, când a ajuns profesor la Trinity College și a început să predea matematică, în primul an s-a umplut amfiteatrul de studenți. Și toți erau curioși să asculte, să învețe matematică de la Newton. Apoi, veștile au circulat repede printre studenți, deja în anul al doilea, doar jumate din amfiteatru s-au umplut. În al treilea an erau 3-4 studenți și undeva, nu mai știu, după 4-5 ani, Newton a scris Principia Mathematica, cel mai modern manual de matematică al vremii, l-a dus la decanat și a spus, cine vrea să învețe matematică, citește cartea, că oricum la curs nu vine nimeni. Pentru că Newton era un geniu al matematicii, dar nu era un bun profesor. Acum, ați auzit despre Beethoven sau Beethoven, cum mi se spune, titanul de la Bonn, nu întâmplător se numește titanii. Titanii în mitologia greacă erau cei care se răzvrătiseră împotriva lui Zeus, iar Beethoven a fost toată viața un răzvrătit. Tânăr, adolescent, încerca să cucerească lumea muzicii și respingea tot ceea ce venea de la tradiție, dar Beethoven a încercat să învețe muzică. Și atunci a încercat să meargă la cel mai bun, care era Joseph Haydn. Și a încercat să ia lecții cu Haydn aproape un an de zile. După ce a terminat, Haydn la un moment dat oricum câștiga mult mai mulți bani din alte lucruri, din concertele lui, și fusese invitat în Anglia, așa că Haydn a plecat în Anglia și a spus, nu pot să mai predau cu tine. Și Beethoven în gândul lui a zis, foarte bine,
Toată viața Beethoven avea să spună: n-am învățat nimic de la Haydn, n-a fost în stare să mă învețe nimic. Și pentru că marele Haydn n-a fost în stare să-l învețe nimic, totuși Haydn i-a spus: ok, n-am să te las, îți dau un profesor. Și profesorul pe care l-a recomandat a fost Johann Georg Albrechtsberger. Piesa pe care o veți urma este de Albrechtsberger. Când a terminat studiile, tot vreun an și ceva, Albrechtsberger a notat în documentele lui despre Beethoven: nu știe nimic și nu o să facă niciodată nimic. Putem bănui că, ok, probabil că nici el n-a fost un profesor extraordinar de vreme, ce n-a fost în stare să sesizeze talentul lui Beethoven. Dar Beethoven a apreciat foarte mult ce a învățat de la Albrechtsberger. Se păstrează vreo 200 pagini de manuscrise cu exercițiile lui Beethoven corectate de mâna lui Albrechtsberger. Și se poate vedea, și istoricii care s-au focalizat pe acele manuscrise au descoperit cum, într-adevăr, tânărul Beethoven nu era marele geniu de mai târziu. Făcea greșeli de armonizare evidente, iar profesorul Albrechtsberger îi sugerează soluții armonice mult mai elegante, mult mai potrivite ceea ce arată mâna unui profesor. Și spre deosebire de Haydn, de la care Beethoven a zis că n-a învățat niciodată nimic, Beethoven a spus că de la Albrechtsberger a învățat foarte multe lucruri. Am citit despre un compozitor american contemporan care spunea că e mare păcat că astăzi omenirea nu-l apreciază suficient, nu apreciază suficient muzica lui Albrechtsberger, ci apreciază mai mult muzica unui anume student al lui, Beethoven. Ceea ce înseamnă că este o muzică valoroasă și prima piesă pe care o veți asculta poate să vă convingă în acest sens, că de fapt poate că este o muzică pe care o auzim prea puțin față de cât de valoroasă este în esența ei. Apoi, prima parte din concertul pentru orchestră de coarte, catalogul 156 de Antonio Vivaldi. Thank you.
Am ajuns aproape de finalul acestui concert. Mai urmează două piese. Prima este vorba de prima parte din concertul catalog 537, tot de Antonio Vivaldi, un concert scris pentru două trompete și orchestră, unul dintre cele mai cunoscute concerte vivaldiene. Nu va fi interpretat în versiunea originală cu trompetă, ci în locul trompetelor vor fi două naiuri, soliști Denis Gagiu și Dănuț Bărcăceanu. Iar piesa care va încheia acest concert este reprezentată de orchestrația ultimului cor din cantata catalog Bach 207, o cantată profană scrisă de Bach cu ocazia promovării unui profesor de drept din Germania, însă această cantată, în special acest ultim cor, este scris într-o manieră quasi religioasă, se potrivește foarte bine în biserică și a fost de multe ori adaptat pentru cântat în biserică. Mai multe texte au fost puse pe acest cor, îl vom auzi într-o variantă orchestrală. Am vorbit despre Vivaldi, aș vrea să spun doar două, trei vorbe despre Bach. Cineva spunea, posibil Leonard Bernstein, că Bach de fapt a creat limbajul muzical modern astfel încât a spune că Bach este compozitorul tău preferat, este ca și cum ai spune că limba engleză este autorul tău preferat. Revista BBC Music Magazine în anul 2019, deci cu 4 ani în urmă, a realizat un sondaj de opinie printre 174 de compozitori contemporani și a întrebat care cred ei că este cel mai influent compozitor care și-a lăsat vreodată amprenta asupra muzicii. Și cel votat de imensa majoritate a celor 174 de compozitori în viață a fost Bach. Bach este într-adevăr, din multe puncte de vedere, probabil cel mai influent compozitor de la 1685 încoace, și altcineva spunea că probabil ar trebui să notăm data de 21 martie, ziua la care s-a născut Bach în 1685, ar trebui să o notăm ca o zi neagră în calendar, pentru că după ce s-a născut Bach și după ce a început să compună, nimeni n-a reușit să compună muzică mai frumoasă decât a făcut-o el. Adică el a închis drumul muzicii, deși alții spun că în realitate l-a deschis. Am vorbit prea mult și prefer să ne bucurăm de muzică. Așadar, concertul pentru două trompete și orchestră, prima parte de Antonio Vivaldi și apoi ultimul cor din cantata catalog Bach 207 într-un aranjament orchestral.
Vă salut și eu și vă mulțumesc pentru participarea frumoasă din această seară. Într-adevăr, o muzică minunată și suprapusă cumva peste o zi deosebită de începere a primăverii și ca această primăvară să nu fie doar o subtilitate din prezentarea fratelui Robert, Biserica Popa Tatu dorește ca să coloreze puțin atmosfera, dând fiecarei doamne și domnișoare o floare, acum de început de primăvară. Îi rog pe cei care sunt pregătiți pentru momentul acesta să vină repede și să înmâneze fiecarei doamne și domnișoare o floare. Există în această biserică o persoană care mi-a povestit despre un coșmar pe care îl are. A spus că se trezește uneori noaptea cu un vis că fratele pastor, adică eu, nu sunt prezent la biserică. Și prezbiterii îi zic, trebuie să predici tu. Nu vă zic cine este, că îl cunoașteți. Nu a predicat încă și am zis, te rog să te pregătești că odată se va împlini visul acesta. Și eu am avut acest coșmar uneori că sunt la amvon și nu mai găsesc predica. Și oamenii se uită la mine și eu n-am ce să le spun pentru că nu mai știu ce să le spun. Am trăit această emoție alături de fratele Pascu, adineauri, dar am fost atât de fericit să văd cum simbioza aceasta dintre orchestră și dirijor a reușit să treacă atât de frumos cu bine peste acel moment. Frate Pascu, vreau să vă mulțumesc în numele Bisericii pentru eforturile pe care le faceți. Știu că sunt foarte mari, dar răsplata este pe măsură. De asemenea, vreau să felicit fiecare muzician. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați cântat extraordinar și ne-ați încântat inimile. Florile văd că așteaptă și așteaptă și doamne și domnișoarele așteaptă, așa că haideți să împlinim toate așteptările. Ați avut multă răbdare, dar a meritat, da? Felicitări tuturor mamelor, tuturor surorilor noastre, fiicelor noastre, nepoatelor, pentru că ne faceți casa frumoasă, pentru că ne iubiți. Bun. Cu acest moment încheiem aici concertul care a fost în această seară. O să ne aducem aminte cu bucurie de aceste momente, dar nu aș vrea să ne despărțim până nu cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi care sunteți aici. Așa că vă invit acum să ne ridicăm și eu voi înălța această rugăciune pentru dumneavoastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos îți mulțumim pentru atâta revărsare de bucurie și de frumos în inimile noastre, pentru dragostea ta cea mare, care ne cheamă la mântuire, care ne cheamă la fapte bune, care ne cheamă la desăvârșire. Îți mulțumim pentru prezența ta în sufletul nostru și în locul acesta sfânt. Și vrem ca atunci când vom pleca de aici, această prezență să meargă cu noi. Te rog, Doamne, ca fiecare persoană care a venit acum înaintea ta să fie îmbogățită de cuvântul tău, de o relație frumoasă cu tine și mai ales de mântuire. Fiile lăudat numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă dorim o seară bună în continuare.